Înfrângerea liberalului Florin Oancea în lupta pentru primăria Deva a fost o surpriză doar pentru liberali, nu și pentru devenii, care și-au dorit să-l schimbe și l-au schimbat duminică, 9 iunie, prin vot democratic. Cinstit, onest, dar fără menajamente față de primarul care i-a dezamăgit. Devenii și-au dorit speranțe pentru un viitor mai bun, nu un primar care își atacă prin interpuși adversarii politici, în loc să se dedice mai mult comunității. Un primar implicat care să-i asculte în timpul audiențelor sau la ședințele de consiliu, nu pe Facebook. Înfrângerea este atât de greu de suportat, încât Oancea nu concepe viața nici măcar ca și consilier local. Mandat pe care devenii îl au acordat, tot cinstit și onest, prin votul de duminică. Din poziția pe care am ocupat-o de primar al municipiului Deva, dacă devenii n-au considerat că sunt suficient de bun să continui, este destul de complicat să rămâi consilier local, pentru că nu mai poți să spui în practică nicio viziune, niciun plan de dezvoltare pentru termen mediu și lung. Voi analiza foarte serios această variantă, dacă voi continua sau nu. În primul rând, mă voi consulta cu colegii din PNL, că așa este firesc. Din păcate, n-a fost la aceste alegeri locomotivă. Cred că am tras și partidul în jos și atunci poate mai corect ar fi să mă retrag din viața publică și din administrația publică locală. Pentru că alegerile locale au fost devansate ca urmare a comasării cu cele europarlamentare, Florin Oancea va preda ștafeta noului primar Lucian Rus abia peste 3 luni, când se încheie mandatul de 4 ani câștigat în urma alegerilor din 27 septembrie 2020.